Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face predicții în trei variante cu cărțile de tarot, tarotul German, tarotul celor 22 de arcane practic dublate, pentru că vor fi arcane, cele 22 de arcane sunt, au unul sens pozitiv și unul negativ și de aceea se numește tarotul German. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante și puneți-vă întrebarea ce trebuie să faceți pentru a vă înțelege mai bine cu persoana iubită sau pentru a vă împăca cu persoana iubită, spre exemplu, da? Fiecare în funcție de ce situație trăiește. Deci aici este vorba despre strategie, este practic așa se și numește această etalare, etalarea strategică sau a strategiei. Deci puneți-vă întrebarea ce puteți să faceți ca să vă împăcați cu persoana iubită sau ca să vă înțelegeți mai bine cu persoana iubită și să vedem ce vă răspunde tarotul. Deci alegeți-vă una dintre cele trei variante, varianta pietrei roz, varianta pietrei albe sau varianta pietrei verzi, gândindu-vă la relația pe care o aveți, la persoana iubită, la ce puteți să faceți voi ca să vă puteți împăca sau ca să puteți fi într-o bună armonie cu persoana iubită, să vă înțelegeți bine cu ea. Și să vedem cărțile de tarot ce vă recomandă, ce strategie vă sugerează ca să folosiți. Ok. Și pentru început voi face etalarea pentru cei care și-au ales varianta pietrei roz. Deci gândiți-vă la persoana iubită, la relația pe care o aveți cu aceasta și puneți-vă întrebarea ce puteți face ca să vă înțelegeți bine cu persoana iubită sau, după caz, să vă împăcați cu persoana iubită. Concentrați-vă pe întrebare, pentru că cât veți vă concentra mai puternic pe întrebare, cu atât mai clare vor ieși și răspunsurile. Să fiți mai optimiști, da? Să aveți mai puține temeri când mi s-au răsucit și niște cărți, să vedem. Da, exact, turnul meu și aici și acesta și grăbise. Este vorba despre și carul. Voi trebuie să învățați să conduceți o relație, trebuie să învățați să vă gestionați emoțiile și ale voastre și pe ceilalți, să știți să-i gestionați, să știți să gestionați o relație, deci să știți cum să comunicați cu ceilalți. Pentru că aici mai aveți niște temeri prin care de frică faceți niște lucruri care nu ar trebui să faceți, da? De frică să nu fiți dezamăgiți, așa sunteți cei care atacați, poate chiar vă pripiți. Haideți să vedem ce spun cărțile. Care ar fi strategia principală și să vedem care sunt strategiile secundare pe care le puteți folosi ca să vă înțelegeți mai bine cu persoana iubită sau să vă împăcați cu persoana iubită. Pentru cei care și-au ales, deci, varianta pietrei roz. Strategia principală este această carte, Împăratul mi-a ieșit, și care vorbește despre persoana, probabil vă indică și persoana iubită, că este vorba despre soț, prieten, iubit, mă rog, amant, cel care este în viața voastră. Dar trebuie să-i dați rolul pe care îl are, să-l lăsați să se conducă. Pentru că această persoană este o persoană care are foarte mult orgoliu, o persoană care îi place să fie independentă, să-i se lase libertatea de acțiune și voi trebuie să-i acceptați aceste, sunt calități până la urmă. El este un împărat, da? Deci, înainte de toate, gândiți-vă la ce reprezintă, deci această carte reprezintă împăratul, gândiți-vă ce reprezintă un împărat, un conducător, da? Deci, practic, relevă nevoia de siguranță și de putere, da? El asigură stabilitate și liniște și serenitate dacă îl lăsați să conducă, faceți ceea ce spune el. Deci atunci aveți liniște și pace în această relație sau vă puteți împăca cu această persoană dacă îl lăsați, îl ascultați, asta e strategia principală, da? Deci aici cartea vorbește despre faptul că trebuie să aveți, sau voi trebuie să aveți mai multă stabilitate, să-i dați mai multă liniște, mai multă siguranță, da? Și să fiți perseverenți, să nu renunțați, poate și acest lucru să spună practic cartea, că este, sunteți capabil să conduceți o situație doar dacă sunteți perseverenți, dacă nu renunțați, da? Deci trebuie până la urmă să aveți, trebuie să încercați să consolidați legătura în care sunteți. Pentru cei care sunteți într-o relație, voi trebuie să încercați să țineți strâns această legătură, să o consolidați, să faceți să devină mai stabilă, să devină mai durabilă, mai constructivă. Există multe posibilități și foarte multe proiecte și vise pentru acest lucru care vă pot ajuta. Este practic, vă trebuie un echilibru mental foarte puternic și o stare fizică foarte bună. Trebuie să arătați foarte bine. Deci pentru că trebuie să fiți la înălțimea unui împărat până la urmă, dacă vă doriți o relație cu acest bărbat, spre exemplu. Iar dacă voi sunteți bărbat, trebuie să fiți așa, să vă comportați ca un împărat, deci ca o persoană deosebită, cu calități deosebite, cu calități de lider, da? Să fiți perseverenți, să încercați să strângeți relația mai mult, să dați siguranță și stabilitate, să nu aibă neliniști și să nu spunem întrebarea, dar mâine voi mai fi cu această persoană. Mâine mă va părăsi la prima neplăcere, la prima ceartă, gata, pleacă din viața mea. Deci așa trebuie să vă comportați ca un împărat care nu-și lasă regatul la prima bătălie, la prima amenințare, să zicem așa, da? Practic, deci trebuie să fiți mai deschiși și mai flexibili, pentru că cartea vorbește și despre rigiditate, deci voi nu trebuie să fiți rigizi într-o relație. Ca și timp, acest lucru poate să se întâmple foarte rapid, în următoarele luni, ca să zic așa. Deci, pentru cei care vor să se împace, poate e posibil că în următoarele luni să se împace cu persoana la care s-au gândit, spre exemplu. Și pentru ceilalți, în următoarele luni de zile trebuie să aveți grijă. Poate chiar vi se recomandă să-i faceți și un copil, ca să strângeți această legătură mai puternică. Practic, această carte sugerează că trebuie să trăiți din plin relația, da? Și să vă încredeți în voi, să aveți mai multă încredere în voi și în capacitățile voastre și să îi acordați încrederea acestei persoane cu care vreți să fiți. Da? Trebuie, dacă vă gândiți la o femeie, spre exemplu, trebuie să-i apreciați calitățile sale masculine, spre exemplu. Dacă vreți să-i place să conducă, apreciați aceste calități, dați-i această libertate, pentru că ea este ca un împărat până la urmă. Are și calități de femeie, dar are și calități de bărbat. Iar calitățile secundare ale acestei relații mi-a ieșit aici justiția, ceea ce spune că poate pe undeva ar trebui să faceți o strategie poate puțin mai nesinceră, într-un fel să atrageți cumva în cursă, ca să zic, această persoană, ca să o determinați să ajungă să facă cum vreți voi, să echilibrați puțin, să vă împliniți dorințele cu această persoană. Există steaua, ceea ce înseamnă că există foarte bune speranțe ca lucrurile să funcționeze, dar aici mi apare o carte care vorbește despre necinste, despre incorectitudine. Acum, ca strategie, poate este vorba de sinceritate, deci voi trebuie poate să uzați puțin sinceritatea cu două fețe, oarecum, da? Deci poate să nu-i spuneți chiar tot până când nu ajungeți să vă împliniți visul. Poate să fie și aceasta una dintre strategii. Da? Deci, chiar dacă poate nu are toate calitățile, dar dacă el își dorește să conducă, lăsați-l să conducă. Deci aici poate să fie o chestiune de faptul că justiția vorbește despre echilibru, vorbește despre corectitudine, vorbește despre rolul său. Da? Deci despre rolul său pe care îl are în familie, în societate. Da? Deci poate că ar trebui chiar dacă dumneavoastră sunteți ca femeie, spre exemplu, cea care conduceți până la urmă, lăsați-l să creadă că el conduce, da, într-un fel, pentru că el se vrea să se simtă împărat în această situație și nu invers, dacă este femeie și dorește să conducă, dați impresia că ea conduce, chiar dacă dumneavoastră sunteți de fapt cel care conduceți, da? Pentru că îmi vine aici această carte, steaua, care înseamnă că vă împliniți dorințele, vă se împlinesc visele și lucrurile vor funcționa până la urmă bine între voi. Dar totuși trebuie să aveți grijă că aveți temeri, aveți, cum să spun, vă sacrificați, da? Poate faceți sacrificii inutile, da? Deci sau va trebui să faceți niște sacrificii, poate, ca să puteți să... pentru această persoană, oricum ar fi, va trebui să faceți și sacrificii, să vă pierdeți mai mult timp cu această persoană, să perseverați, să fiți mai... Da, deci e posibil să pierdeți timp, să pierdeți ceva, să renunțați la ceva. Da, deci vă trebuie mai mult optimism ca să depășiți niște obstacole, să aveți mai multă încredere. Pentru că este foarte posibil ca persoana la care vă gândiți să aibă niște idei preconcepute sau idei fixe și trebuie să acționați fără să-l condiționați, deci să nu-i puneți condiții. Cam așa, asta ar fi această carte care spune. Deci, ca să puteți să fiți cu această persoană, să vă înțelegeți mai bine, trebuie să-i acceptați felul său de a fi așa cum este. Să nu-i puneți condiții, să-i dați impresia că conduce, să-i dați impresia că este cea care decide, sau, da, pentru că așa vă puteți împlini dorința, visele, da. Cam asta e tot ce văd pentru cei de la varianta roz. Haideți să vedem și pentru cei de la varianta albă ce spun cărțile. Ce se pot aștepta în următoarele, dacă se vor, ce pot să facă ei ca să se pece cu persoana iubită sau ca să se înțeleagă mai bine cu persoana iubită. Aici îmi spune că trebuie să decideți, trebuie să vă decideți, trebuie să-i arătați mai multă dragoste, mai multă încredere, da, și să aveți mai multă forță, mai multă energie. Deci aici despre care e strategia principală și care sunt strategiile secundare. Deci... trebuie să aveți mai mult curaj. Asta este strategia principală. Pentru cei care v-ați ales piatra albă, trebuie să aveți curaj. Să vă luați inima în dinți și să plecați. Să plecați în lume. Să plecați după acea persoană. Să vă duceți la ea, să-i spuneți și aveți de spus. Să vă duceți după ea dacă e plecată undeva. Spre exemplu, dacă v-a spus că vrea să plece în altă parte, plecați cu ea. Pentru că aici mi-a ieșit această carte nebunul, care înseamnă... începutul unor lucruri, da? Unor noi început, poate să fie un nou început. Da? Deci trebuie să-i propuneți o nouă viață, un nou început, să-i dați o nouă șansă, să vă dați și vouă în același timp și să aveți mai mult curaj. Nebunul vorbește despre curaj, despre... el vede lumea, trăiește de clipa, da, deci trăiește viața pe moment, ca să spun așa, nu-și face strategii, planuri pe termen lung. Voi trebuie să fiți gata de plecare oricând, ca să spun așa, să fiți gata de aventură, să trăiți pe impulsul acela al momentului. Da? Deci dacă vă vine un gând, mă duc la el acum ca să vorbesc cu el, atunci fă-o, sau la ea. Da? Deci trebuie să aveți mai multă libertate, ca să zic așa, să vă doriți mai multă libertate, să vă dezlegați așa de niște dependențe. Aveți niște de idei, dependeți de idei, dependeți de persoane, dependeți de o situație, de un loc. Noastră aveți poate niște dependenți și atunci trebuie să prindeți curaj și să vă eliberați de toate lucrurile acestea. Trebuie să aveți dorința de a vă mișca, poate de a obține mai multe lucruri, poate chiar de a câștiga mai mult. și în felul acesta puteți ca să... Aceasta este strategia principală pentru ca voi să puteți să vă înțelegeți mai bine cu persoana iubită sau să vă împăcați cu aceasta. Este nevoie poate să vă angajați mai mult într-o aventură cu această persoană, să trăiți aventura din momentul, v-am spus de la început, pentru că asta este cartea care reprezintă. Deci dacă vreți să fiți cu această persoană, nu vă mai puneți problema dacă vă va părăsi, dacă nu aveți viitor împreună sau ceva. Vreți să fiți cu ea, trăiți momentul, luați-o ca pe o aventură și vedeți ce iese din asta. Cam asta este ce vrea să spună cartea, deci, sau ca să vă înțelegeți mai bine, trebuie să trăiți în mod mai aventuros. Să fiți probabil la înălțimea acestui, poate că el este exact așa, ca o persoană foarte liberă, foarte independentă și care și-a lumea în cap oricând și în stare să o ia de la capăt oricând. Trebuie să fiți la fel, asta e strategia ca să puteți câștiga sau să o puteți câștiga. Trebuie să fiți pregătiți în orice moment să plecați, să vă duceți, să începeți această aventură cu această persoană. Să vă eliberați de idei preconcepute, da? Deci să nu aveți constrângeri, da? Deci trebuie să priviți înainte, dincolo de orizontul, cu alte cuvinte. E destul de dificil, dar asta este strategia pe care vă va ajuta. Trebuie să vă urmați destinul, ca să spun așa, și să vă mențineți în același timp și libertatea și originalitatea. Da? Deci trebuie să fiți tot timpul original, să aveți tot timpul ceva nou, să fiți poate tot timpul la modă, să fiți tot timpul moderne. Da? Trebuie să fiți plini de energie și plini de inventivitate. Da? Deci nu trebuie să vă mulțumiți cu puțin și cu orice. Da? Deci trebuie să aveți... și nu trebuie doar să visați, să stați și doar să visați, aș face, mi-ar place, ci chiar să și acționați. Deci trebuie să fiți o persoană de acțiune. Asta este strategia principală, să aveți cum să acționați. Iar ca și strategii secundare, mi-a ieșit aici singurătatea și judecata și roata norocului, ceea ce spune că voi în momentele voastre, poate că chiar va trebui să, ca strategie secundară, va trebui să vă luați puțin timp liber pentru voi și să stați puțin să reflectați și să aveți grijă totuși cui acordați încredere, pentru că posibil să fiți și dezamăgiți, da? Deci poate ar trebui să vă uitați puțin la anturajul pe care îl aveți, da? Astea sunt strategiile puțin, să vă alegeți cu grijă prietenii, pentru că vă cauzează. Practic și trebuie să fiți mai independenți. Să fiți mai singuri, de să nu mai trăiți toată ziua cu prietenele și nu știu ce. Dacă vreți să cuceriți persoana pe care o iubiți sau dacă vreți să fiți împreună cu ea, să vă înțelegeți mai bine, trebuie să fiți mai singuri, mai independenți, să nu mai... să vă retrageți, poate, da? Să vă retrageți din... să vă retrageți din societate sau, mă rog, dintr-o situație care nu-i place, spre exemplu, sau să știți momentul când trebuie să stăceți, momentul când trebuie să vă dați la o parte, dacă sunteți poate într-o relație complicată, spre exemplu, da? Deci să nu vă faceți simțită prezența când nu vrea să vă faceți simțită prezența. Să nu insistați, să stați mai retrași, să fiți mai retrași, să reflectați mai mult înainte de a vorbi, da, de a acționa, să fiți mai discreți, poate vrea să persoana ca să puteți, asta e una dintre strategii pe care voi ați putea să pe care puteți să o folosiți. Și mai bine aici o altă carte care vorbește despre judecată, în care îmi spune că veți obține pe măsura ceea ce ați dat. Deci nu dați mai mult decât primiți. Nu încercați să fiți corecți, să fiți onești, să fiți sinceri, dar să nu dați mai mult decât vi s-a dat. Să nu încercați să vă umiliți. Da? Deci încercați să vă mențineți demnitatea. Poate de-aia a ieșit și aici acest pusnic care vorbește despre singurătate. Să vă retrageți când vedeți că nu are sens, da? Deci nu încercați să forțați norocul, pentru că asta face parte din strategie, pentru că următoarea carte care vine, vine roata norocului, care spune că lucrurile se vor îmbunătăți pentru voi. Deci dacă voi faceți, folosiți această strategie, voi, fie vă puteți împăca prin faptul că voi vă retrageți atunci când vedeți că persoana o apucă, să zic așa, pandaliile, și n-ai ce să-i faci, te retragi, stai liniștit, reflectezi și până la urmă se face dreptate, că vine aici cartea judecății care spune că dacă ai fost corect și cinstit și ai acționat așa cum trebuie și corect, se va face dreptate și îți vine aici roata norocului care spune că vor fi schimbări în bine, vor fi niște îmbunătățiri ale situației, da? Deci este o parte de strategie. Cam asta este tot ce pot să spun și pentru cei care și-au ales varianta pietrei albe. Haideți să vedem pentru cei care și-au ales piatra verde. La ce se pot aștepta în urmă, ce pot să facă ei ca să, poată să se împace cu persoana iubită sau să se înțeleagă mai bine cu persoana iubită. A sărit o carte. A sărit diavolul. Asta înseamnă că există niște dependențe de anturaj, de idei, de preconcepute, de prieteni, de niște substanțe, de mod de a fi, să zic așa, de niște lucruri, hobby-uri, plăceri personale sau o atracție sexuală puternică. Poate să fie și asta o dependență de sex, lucruri legate de partea sexuală. Haideți să vedem, deci, pentru cei care sau contează foarte mult sexul în această relație, da? Deci face parte din strategie. Pentru că aici vorbim despre ce strategii puteți folosi pentru a vă împăca cu persoana iubită sau a vă înțelege mai bine cu ea. Da? Deci trebuie să o atrage sexual, pentru că diavolul vorbește despre atracție fizică, atracție carnală, atracție sexuală sau dependență de sex. Și aici a venit cartea dreptății și a Peisei. Deci trebuie să vă bazați poate pe intuiția voastră și haideți să vedeți strategia principală și să fiți corecți, onești cu voi înși, vă, cu ceilalți, cu celălalt, cu partenerul. Deci strategia principală este preotul, marele preot. Deci strategia voastră principală este să fiți autoritară, da? Deci să vă comportați ca o autoritate, ca o autoritate corectă, o autoritate pură, pentru că preotul trebuie să fie la un nivel foarte ridicat al vibrației, să zic așa, da? Deci să fie foarte corect, foarte cinstit, foarte bine pregătit, cultivat, educat. Asta face parte din strategie. Sau poate să vă duceți la un preot, să vă duceți la un preot la care să vă confesați, să vă rugați, să vă spovediți, să vă împărtășiți. Poate să vă ajute și acest lucru, această strategie, pentru că mi-a sărit acea carte diavolul, care este foarte posibil să fie niște energii negative care să vă fi influențat poate această relație. Și atunci v-ar ajuta această carte preotul, pentru că aici îmi vorbește despre o autoritate erudită, da? Deci este o persoană care știe foarte multe lucruri și vă poate învăța foarte multe lucruri. Poate ar trebui să vă confesați, spre exemplu, sau să vă schimbați religia, poate chiar, pentru că aici îmi vorbește despre religie, poate că persoana pe care o iubiți, la care vă gândiți, este de o altă religie și poate ar trebui să ajungeți la nivelul acestei persoane. Cartea îmi vorbește aici despre aprobare, trebuie să primiți aprobarea, practic, al bisericii, poate, da? Sau, mă rog, a unei persoane importante, a unei autorități, sau poate chiar a tatălui persoanei respective, spre exemplu, poate să reprezinte papa, tatăl. Aveți nevoie de un susținător moral care să vă ajute, un ajutor din afară, un mediator poate, cineva care să intervină pentru voi. Asta este una dintre strategii pe care voi ați putea o folosi, cineva care să vorbească pentru voi, da? Să vă susțină cauza. Deci aveți nevoie de încurajare în primul rând și poate că v-ați găsi mai mult spiritual, v-ați ridica moralul ducându-vă la un preot să vă confesați sau v-ați spus să folosiți poate un consilier matrimonial, spre exemplu, cei care se ocupă de relațiile între soți sau dacă sunteți soți, soție sau, mă rog, un psiholog care să vă ajute, spre exemplu, să înțelegeți mai bine situația sau un prieten apropiat cu care îl cunoaște sau o cunoaște cu care ați putea vorbi, da? Sau tată, cineva din familie. Să cereți sfatul, da, ca să vă ajute. Asta e una dintre strategia principală. Iar strategiile secundare, a venit aici magicianul, voi trebuie să vă folosiți calitățile. Pentru că aveți calități deosebite, da, calități în special de a face, de a munci, de a lucra, de a folosi energiile. Poate sunteți chiar persoane care vă ocupați de divinație, ocultism, da, deci pentru că aveți strategii de magician, aveți această, să spun, abilitate de a transforma energiile, de a le folosi în favoarea voastră, de a crea lucruri, de a face lucrurile să se întâmple. Aveți calități, da? Și aveți și energia pozitivă. Și mai vine aici o altă strategie care îmi vine și îmi vorbește despre spânzuratul, care îmi spune că poate că vă lipsește uneori voința, dorința să mai faceți ceva, dar sacrificiile voastre vor fi răsplătite totuși, să știți, adică, vedeți, este această persoană spânzuratul de pe un picior, spre exemplu, dar de soarele în spatele copacului cum vine și luminează, deci el dacă vă schimbați puțin optica, și încercați să priviți din punctul de vedere al celuilalt, poate o să vedeți și lumița de la capătul tunelului, o să vedeți mai multe lucruri. Pentru că îmi vine aici această a treia carte care îmi vorbește despre temperanță, că lucrurile se vor liniști și o să aveți un înger în viața voastră care o să vă ghideze. Sau o să ajungeți îngeri, ca să zic așa, adică o să vă înălțați, o să vă purificați, da? Deci poate că pe voi vă ajută foarte mult, poate chiar să lucrați în mediul acesta al divinației, să fiți medium, să fiți terapeut, cel care lucrați cu energiile, să vindecați, pentru că mi-a ieșit preotul, mi-a ieșit magicianul și mi-a ieșit temperanța, cea care face fluidele să circule, da? Deci energiile. Și aici magicianul care transformă energiile, le face să materializează lucrurile. Și aici preotul care la fel și el vine și purifică, să spun așa, din punct de vedere spiritual, vă poate ajuta să vă purificați din punct de vedere spiritual. Și această carte care îmi vine aici de spânzuratul și care îmi vorbește despre temerile voastre, practic, pentru că aici v-ați sacrificat, dar sacrificiile voastre au fost făcute pentru că v-ați blocat, ați devenit propriul prizonier, ca să zic, al propriilor idei. Sunteți, poate că e vorba de o, v-am spus din tăiere că va ieși acea carte, Diavolul, care poate vrea să spună despre faptul că ar trebui, voi v-ați nega sexualitatea, poate, pentru că aici cartea vorbește despre impotență până la urmă, adică parcă nu mai aveți dorința de a mai avea o relație, să zic așa, cu altcineva din punct de vedere sexual. Poate că nu i-ați dăruit, nu v-ați dăruit prea mult, ca să zic așa, acestei persoane și l-ați îndepărtat. Și aveți, sau energia dumneavoastră este atât de scăzută la acest moment încât aveți nevoie să vă ridicați energia și atunci trebuie să o faceți în primul rând îndreptându-vă către credință, încercând să vă purificați puțin și apoi să începeți să vă echilibrați energiile, da? Pentru că poate sunteți mai nervoși, sunteți puțin mai într-o stare de agitație, spre exemplu, așa, și de aici aveți acest blocaj energetic, da? Care trebuie să vi-l eliberați. Ea a ieșit în poziție pozitivă și asta semnifică că sunteți, nu vă simțiți bine în pielea voastră. Deci voi trebuie să vă simțiți bine în pielea voastră. Deci voi, ca să puteți să câștigați această persoană, trebuie să fiți natural și să vă simțiți foarte bine în pielea voastră. Da? Deci trebuie să faceți în așa fel încât să fiți aici ca un magician, să dați tot ce mai bun din voi, să vă înfrumusețați până la urmă. Poate că trebuie să fiți mai frumoși și din punct de vedere estetic, ca să face parte din strategie acest lucru. Deci să vă purificați, să deveniți curați și pe interior și pe exterior. Și aici îmi vine această carte Temperanță, care îmi vorbește despre echilibrarea energiilor, despre calm, despre siguranță. Și asta significă că lucrurile există speranțe în felul acesta, să atrageți atenția, să vă împăcați, să vă înțelegeți mai bine, lucrurile se vor îmbunătăți cu siguranță, dacă urmați aceste strategii. Pentru că Temperanța este o carte pozitivă care vorbește despre comunicare, despre schimburi de fluide, de energii, despre adaptare și despre înțelegere. Practic această carte ajută să... Trebuie să încercați să o întâlniți această persoană, să-i căutați compania, da? Să încercați să... Și v-am spus, puteți apela ca strategie principală la o altă persoană care să vă poată aduce, încercați să-i cunoașteți poate prieteni, tatăl, nu știu, sau încercați prin altcineva ca să ajungeți la persoana pe care vă doriți. Cam asta este tot ce pot să spun și pentru cei care și-au ales varianta pietrei verzi. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele, că ați înțeles mai bine relația cu partenerul, ați înțeles mai bine ce vrea partenerul sau cum puteți să vă cucereți partenerul. Și vă mulțumesc că ați fost și în seara aceasta alături de mine pe canalul meu de YouTube. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți. Aveți butonul pentru abonare sub acest filmuleț. Aveți și clopoțelul pentru a folosi, pentru a primi la timp notificările cu noile predicții care le fac. Lăsați-mi mesajele voastre, feedback-urile, cum vedeți aceste predicții, dacă vă regăsiți în ele, dacă vă ajută. Și vă mulțumesc încă o dată că ați fost